În prima fază a copilăriei am fost la Zănoaga, undeva, țin minte că era indicatorul foarte aproape de apele vii și n-am înțeles decât foarte târziu că apele vii erau apele vii, dar în copil fiind nu înțelegeam. Și Puțuri, Castranova, mă rog, Adrian Bonescu, cea băi, niciun, lasă-mă cu asta, cu Castranova, că de fapt se chema Cacaleți. Cacaleți, da. O denumire din Oltenia. Da, acolo s-a născut tatăl meu, în Cacaleți. Da. E, vezi, nu e nimeni perfect. Da. Nu ne-am întâlnit întâmplător. Și acolo am copilărit în primii ani, într-o Oltenie profundă și încă foarte adevărată, care era la începutul anilor 60. Un Macondo, tată. Un Macondo. Era ceva absolut incredibil de frumos, am amintiri fabuloase din copilăria mea. Am fost crescut de bunica, de muma, de muma, tata, așa li se spune, nu, de o bunătate absolut incredibil. Muma. Deci crescut de fustele ei lângă țest, așa am crescut eu. Chiar până într-o zi în care am găsit-o căzută, pentru că a făcut un atac de inimă, atac de cord și aia a fost ultima dată când am văzut-o. A fost o chestie dureroasă care m-a urmărit multă vreme, imaginea ei găsită. Tu ai descoperit-o. Câți ani aveai? Cred că aveam 5-6 ani. Erai mic. Da, da, a fost ceva, nu eram încă la școală, copilărea după aceea. Da, și te-a urmărit după și te urmărește. După 7 ani am fost la Caracal pentru că am făcut școala. M-a urmărit multă vreme și trăiam, ai mei aveau o casă provizorie primită la stat într-o, lângă un SMT, la marginea unei acolo păduri. Lucrau? Sau, acolo lucrau amândoi, da, acolo lucrau amândoi. Și la marginea, eu toată ziua eram în pădurea aia de dimineața până seara. Plecam dimineața și ajungeam seara. Mă jucam în pădure de unul singur. Da, domnule, sigur. Apropo de, de ideea de solitar, cam de acolo mi se trage. Copilăriile astea te formează într-un anume fel. Cam aia, cam te formează aia, într-un fel, da, da, te formează într-un mare fel. Da, e adevărat. Cum au primit părinții tăi? Eu când m-am apucat de presă, tata a plâns, a zis că mă ratesc, că mă nenorocesc. Nu, a fost... Țin minte că niște prieteni ziceau, băi, vezi ăsta să nu se aducă acolo să vândă ziare. Și zice, că ziariști aia care scriu la ziar, cum era început la noi. Nu, foarte deschis și totuși o chestie pe care am povestit-o de atât de adevărată și atât de frumoasă într-un fel. Deci eram 97-98, Marius Tucă Show făcea, adică avea niște audiențe incredibile, toată lumea vorbea a doua zi și tata mă suna, sau sunam eu și vorbeam cu mama, vorbeam fiecare zi cu el mai rar. Și zic, ia zi mă, ți-a plăcut Țărane, nu știu ce. Nu. Ce băi, nu zice băi, că aia și când a zis ăla și nu știu ce, ce să uită el, îți dai seama. Da. Și zice, și la sfârșit când se închide, zice, mă, auzi mă, tată, zic, da, tată, spune-mi, te rog. Măi, da, ce-au făcut ăia carte de muncă? Deci problema lui era cu cartea de muncă, da, să-mi facă. Da. Zic, băi, aici n-am carte de muncă pentru că mi-am făcut o firmă cu care fac emisiunea. Băi, lasă-mă. Nu mă lasă vrăjeală. Băi, carte de muncă ai. Băi, Marius, stai. Mulți ani de zile îmi spunea asta. Da, mă, băi, eu îi înțeleg perfect, mă. Tai, că mi-am când auzit că mă fac ziarist, mi-am dat demisia de la un institut de cercetări unde lucram. Dom'le, așa m-a întrebat. A plâns, în primul rând că a plâns. A, că ai plecat de acolo. Da, domne, a plâns. Da, dar ai avut chemarea asta, erai nebunit să faci presă. Da, domne, bineînțeles, domne. Visam de la, cred că de la 3. Domne, la fel m-a ținut, domne, și pensam o fi o chestie oltenească. La fel m-a ținut și tata, domne, tata, în primul rând pentru tata, șocul cel mare a fost, era inginer, colonel, comandant de unitate, avea soldă 6.000 de lei. Eu aveam salariul 8.000 de lei, ce nu zice, nu, asta nu e treabă curată ce fac ăștia cu voi. De unde îți dau ție 1.000 de lei? De ce să-ți dea? Zice, nu, doar că nu spunea scârța pe hârtie. Domne, și mă tot întreba, bun, carte de muncă nu ți-au făcut, domne, dar în casetă când te bagă? Stai, domne, ai răbdare, mă. Da, săracii de ei. A, și te bagi în casetă. În caseta redacțională, domnule. Eu țin minte că până am avut prima legitimație, l-am mai liniștit. Am dus la Caracal, eram la Curierul Național și aveam legitimație de presă. O am și acum. E o amintire. Vezi, asta înseamnă dragostea față de meserie. Eu am dormit cu aia cu legitimația superbă. Pernă, da. Adică... Mă, alții au dormit cu poza lui Rena Udrea superbă. Cred că dorm și acum, cu legitimație. S-a mai mototolit poza, dar dorm cu ea. Și când a văzut el legitimația, a luat-o pe toate părțile. Avea și ștampilă, era și semnătura lui Horia Alexandrescu. Dragi. Adică, da. Zice, păi, da, s-a mai liniștit. Dar carte de muncă? Carte de muncă. Nu erau cărți de muncă, nu se făcuse, erau pe colaborare, nu știu, erau niște contracte. Erau pe contracte de colaborare, da. Erau, se schimbase ideea de carte de muncă. Cred că m-a întrebat până în anul 2000, îți jur.
Pe eu am bune, muncă, înțelegi? Da, 10 ani sărac de el. De 10 ani el mă tot întreba. Mă, deci te vedea seară de seară, și ziarul, eram șef de ziar, el mă întreba același lucru, dacă mi-a avut atât. Pensia, mă, S-a mai liniștit, pentru că în 98 s-a născut Daria și am adus pe amândoi aici, întâi pe mama, eu nu plec, băi, las, pleacă mă cu Bucureștiul. Aia, i-a adus în București, bravo. Am adus, în 99 erau deja amândoi în București și au rămas de atunci. Și ei te-au ajutat cu, te-au ajutat cu Daria, cu copila. Mama, toată ziua stăteau cu Daria. Și de atunci sunt în București. Și atunci l-am luat cu mine, l-am dus la studio, am văzut cum era cu ziarul, venea pe la redacție. Îi plăcea. Să vadă, zi-mă ce faci pe aici. Și trecea pe ăla, că după ce mai stăteau oamenii, mă așteptau. Ce? Păi dai fiu, mă, n-are nicio. Se ducea la piață. La piață era chestia asta. Acum nu se mai duce că stă mai mult la Aznagov. Se ducea la piață. Zicea, zice, sunteți... zice, sunteți, cum era chestia asta, că îi corecta mereu pe la piață, el s-a dus, zice, sunt tata lui Marius Tucă, și zice, asemănați cu domnul Tucă, nu, el seamănă cu mine, nu seamănă eu cu el. Orgolios, un personaj, mișto, deci Olteanul, ce bine că prototipul perfect.